Trăim într-o societate care poare, pune, foarte mult accent pe îmbogățire, nu numai materială, ci și mentală. Găsim foarte multe podcasturi acum. Au apărut niște tipi extrem de inteligenți. E o plăcere să-i asculți. La sfârșit te gândești de unde au dobândit toate lucrurile astea. Uh, nu sunt neapărat lucruri rele, dar oamenii ăștia încetul cu încetul au ajuns să influențeze foarte mult lumea din prejur. De altfel, cele mai ascultate podcasturi la ora actuală sunt podcasturile anumitor influencer, cum sunt ei numiți în literatura modernă, ca să spun așa, oameni care au uh, mulți ascultători și care influențează lumea din jurul lor. Mi-a plăcut să vorbesc cu liderii voștri și să dau seama că ei sunt frământați de aceleași probleme ca și noi, cei de la Iași, pentru că tinerii, de obicei, și în Statele Unite, și în Anglia, și în Germania sunt aceiași, au aceleași probleme. Și, vedeți, noi căutăm, fiecare dintre noi caută modele. Când eram de vârsta voastră, mi-ar fi plăcut mai devreme să-mi găsesc un model, cineva după care să merg. Noi așa funcționăm ca oameni. Nu putem să mergem așa neant. Ne trebuie un model pe cineva să urmăm, cineva să ne inspire. Și ce bine pentru cei dintre voi care ați descoperit că avem un model suprem, și modelul acela este Isus Hristos. Cine îl urmează pe el, deja a ajuns bine, nu va ajunge bine. Deja a ajuns bine și în seara aceasta mi-aș dori foarte mult. Să descoperim împreună care este părerea lui despre cum ar trebui să fim noi. Vedeți, cum spuneam înainte, suntem înconjurați de influenceri și de oameni care vor să ne influențeze. Fiecare are un anumit scop, de obicei scopurile acestea sunt financiare, dar oamenii vor să ne influențeze și vrem, nu vrem, suntem influențați de cei cinci oameni care sunt în jurul nostru. Cinci oameni cu care schimbi mesaje, DM-uri, cinci oameni pe care îi suni și cu care vorbești în mod frecvent. Oricât de tare ești astăzi, să știi că ești influențat de cel care este lângă tine. Prin urmare, înainte de orice, vreau să-ți dau un sfat. Neamurile nu ți le poți alege, dar prietenii da. Așa că, dacă ai un prieten care de fiecare dată te suge de toată energia pozitivă, de toate gândurile bune, și când pleci de la întâlnirea respectivă, îți vine să te duci direct, să te speli, este mult mai bine să-l lași în pace. Da? Pentru că vrem, nu vrem, suntem persoane influențabile. Ok? Ce mă interesează pe mine? Ca un creștin este să știu care este direcția. Să-mi dau seama pe urmele cui trebuie să calc. Pentru că lumea noastră este plină de modele, de influențări și aș vrea să văd și eu cam încotro să o iau. Mai ales în perioada formării, cum sunteți majoritatea dintre voi, este absolut crucial să găsești un drum bătătorit deja, și să nu repeți greșelile altora. Și astăzi vom avea discuția pe care nu vrei să o ai, conversația de care ți-e groază, uh, momentul acela pe care îl procrastinezi de ceva timp pentru că îți va arăta cu adevărat cine ești tu. Vedeți? Ceea ce este absolut genial la Scriptură, la Biblie, este că are niște adevăruri care sunt deja testate, dovedite, în timp, de oamenii care au trăit înaintea noastră. Și pentru a ajunge undeva ne trebuie o hartă, ne trebuie niște indicații, nu-i așa? Un GPS. Uh, am mai spus-o eu, mie. Bine, Dumnezeu este cel care mi-a dat o căsnicie deosebită, dar al doilea factor care mi-a salvat mie căsnicia a fost invenția GPS-ului. În primii ani de căsnicie eram eu cu soția cu o hartă și de obicei, pentru că amândoi suntem total la tehnici, ajungeam la o intersecție și unul spunea dreapta și altul stânga. Nu o jocă pe asta. Dacă n-a apărut GPS-ul, întâi la Garmin-urile alea mari, da? cu care puteai să spași capul cuiva, sunt doi, trei aici, care dau din cap, da? înțeleg, știu despre ce e vorba, alții dintre voi spun, ce, nu era pe telefon totul? Nu, nu, nu. Um, și chestia asta m-a salvat foarte mi-a salvat foarte mulți nervi, pentru că în sfârșit puteam să mergem pe undeva pentru că uh, uh, ne dădea cineva direcțiile. Pentru a ajunge cineva trebuie să ai o descriere a persoanei care vrem să devenim. În predica de pe munte, poate cea mai mare predică, nu poate, cu siguranță, cea mai mare predică care a fost rostită vreodată pe Terra, predica de pe munte, predica fericirilor. După ce Hristos enumeră anumite trăsături ale creștinului și vorbește despre fericiri, la un moment dat El face portretul copilului de Dumnezeu. Și asta ar trebui să ne ridice toate antenele, așa să fim foarte atenți, pentru că ăsta este exemplul și modelul pe care noi trebuie să-l urmăm. Așa că vreau să citim împreună din Matei, capitolul 5, nu cred că este prea greu să ne și ridicăm. Uh, și voi citi ca, versetul uh, 13, un verset arhi cunoscut voi. Uh, sunt aici oameni care citesc Biblia și mă bucur. Dar astăzi vreau să fiu sigur că înțelegem exact pasajul acesta și în special ceea ce Hristos vrea de la fiecare dintre noi. Matei 5 uh, cu versetul 13. Spune așa, Hristos Domnul. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Amin. Înainte să ocup locul, mi-am amintit că am auzit o întâmplare la o adunare așa de tineri cum sunteți voi. La un moment dat, în timpul rugăciunii, apare un înger din cer și se apropie de un tânăr și spune: Pentru că ai ascultat și pentru că ai urmat calea lui Dumnezeu, Dumnezeu acum m-a trimis pe mine să îți împlinesc o dorință. Și ăsta, wow, s-a blocat. Serios? Da, serios. Ai, ai de ales din trei. Numărul 1. Înțelepciune desăvârșită. Doi Frumusețe. Nemai întâlnită. 3. Bogăție nelimitată. Ce alegi? Și tânărul, pentru că era un tânăr creștin, ce credeți că a ales? Voi ce aș fi ales? Spune: Înțelepciune de săvârșită. Și asta spune. Domnul m-a trimis, ai ales și a dispărut într-un nor. Și acum, toți din jur care au auzit discuția, s-au întors și au așteptat ca ăsta să să vadă cum vorbește unul cu o înțelepciune de săvârșită. Și ăsta ridică capul din, din, de jos, de pe podea, se uită și spune, trebuia să aleg banii. Așa că, întoarce-te la cel de lângă tine și spune-i, trebuia să aleg banii, dar am ales frumusețea. Hai, spune -i. Și acum dacă avem atâția oameni frumoși aici, ceea ce este adevărat, vă spun eu, vă spun eu, că am trăit 15 ani printre americani, românii sunt frumoși. Nu rădesc că e adevărat. Feciorul meu s-a întors, când m-am întors cu el, avea circa 13 ani și era foarte amărât că și-a părăsit prietenii acolo în Arizona și că... Uh, nu prea îi convenea lui că am schimbat continentul, țara și i-am spus, lasă că o să spară bine mai încolo. Și acum are 18 ani și a început să-mi dea dreptate. Că i-am spus că cele mai frumoase fete sunt în România. <coughs> mă rog, divagăm și este altă predică. Acum vorbim despre sare. Despre sare. Descrierea pe care Hristos o face aici este foarte interesantă. Pentru că ceea ce spune el este ca tu să influențezi pe cei din jurul tău în mod pozitiv. Tu trebuie să fii sare. Cu alte cuvinte, sarea are niște proprietăți indubitabile, interesante, care nu pot fi ocolite. Înțelepciunea evreiască, Talmudul spune că sarea este esențială pentru, pentru viață și. Uh, istoricii romani spuneau că lumea practic nu poate, fi, nu poate funcționa fără, fără sare. Și în lumea antică, sare avea două funcții foarte, foarte importante. Ea dădea gust și prezerva mâncarea. Nu era frigidere. Sarea era absolut necesară pentru, pentru ca mâncarea să nu se altereze. Și Isus folosește acest element care era în toate gospodăriile evrești, pentru a învăța pe ucenici, pentru a le face o hartă, pentru a-i îndruma spre un element extrem de important și anume sarea. Ceea ce mă interesează pe mine, când am citit pasajul ăsta, am zis, ok, pentru noi, cei din secolul 21, sarea are o conotație, dar oare ce însemna ea pentru evreul din secolul 1? Vedeți? Când evreul a auzit Că este asemănat cu sarea, primul lucru pe care l-a auzit el are o legătură cu Vechiul Testament și cu legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu poporul Israel. Pentru că Vechiul Testament spune în felul următor: că orice jerfă, și asta o, găsit în, o găsiți în Numeri, Numeri este capitolul la, știți, când începeți geneza în uh, ianuarie. Da? Prin februarie, martie, ajungeți la Numeri și deja v-ați liniștit. Dar acolo sunt niște lucruri foarte importante. Numeri și Levitic, sunt capitolele problemă. Dacă am trecut de aluă la aproape că suntem biruitori Există o lege veșnică pe care îl găsim în capitolul 18, acolo. Și ceea ce înțelegeau evrei este că un legământ veșnic se numea un legământ de sare. Toate darurile. De ridicare are lui Israel, trebuiau să fie niște daruri de sare pe care se presăra sarea, pentru că sarea simboliza longevitatea. Da? Faptul că Dumnezeu vegea asupra legământului era direct interesat ca legământul acesta să țină. Și ceea ce spune aici Evanghelia, ceea ce spune Hristos, de fapt, și ceea ce au auzit evreii este că de fapt, sarea este garanția longevității. Da? Evanghelia adevărată este ca sarea, pătrunzătoare, puternică, atinge inimi, păzește de stricăciune și de putreziciune. Și ceea ce spuneam zilele astea, un lucru foarte important, este că cei din jurul nostru, de la liceu, de la facultate, de pe scara blocului din cartier, de la, de la clubul de fotbal, marea majoritate dintre ei, deși sunt declarați creștini, nu vor citi niciodată Evangheliile. Dar un lucru vor face. Se vor uita la tine. Te vor citi pe tine. Și îmi place să spun foarte mult că asta și este extrem de adevărată faptul că tu ești a cincea Evanghelie. Oamenii nu citesc astăzi scripturile De fapt ei sunt învățați Că Biblia este o carte Și trebuie să mergi la nu știu ce școli Ca să o înțelegi dar, Și nu vă deschid niciodată Biblia Dar se vor uita la tine La fel cum reacționezi tu La stres La, fel, la ce ți iese pe, pe gură Când stai unul calea în trafic La ceea ce se întâmplă cu viața ta în momentul crizei. Vedeți, oamenii sunt cu ochii fixați pe noi și se uită la noi, la cum reacționăm noi, mai mult decât la ceea ce vorbim noi. Vedeți, ca să avem putere de influență și ca să căpătăm credibilitate în, înaintea oamenilor, ei trebuie să fie convinși de felul cum trăim noi. E o chestie foarte importantă și foarte simplă. Mi-aduc aminte în primii mei ani de, de America, uh, lucram la început uh, uh, în Arizona la un magazin de, de covoare. Uh, bine, asta era al doilea job, primul job, uh, să pan șanțuri. Da, uh, absolvisem psihologia în Iași și când m-am dus acolo am înțeles că toate posturile de director s-au dat. <laughs> și mi-au zis că au mai rămas numai posturi de lopată. So... Uh, am zis, ok, hai să mă prind de ea, dar evident că nu e făceam bani destui și era într-un într cartier select din de, de, de Phoenix, um, unde erau foarte mulți oameni avuți, era un magazin de covoare antice și proprietarul era un iranian. Azadi el chema și ne-a ales pe câțiva românași de ăștia mai tineri cu putere de muncă, care arătam prezentabil, trebuia să zâmbim tot timpul, să fim îmbrăcați bine, să, să, să fim parfumați, să arătăm bine, pentru că veneau oameni foarte înstăriți care și alegeau covoarele împreună cu arhitecții, designerii și așa mai departe. Covoarele erau puse una peste alta așa, și uh, deci covoare foarte mari, erau și covoare antice care costau și 100.000 de dolari și... Uh, magazinul acela avea niște vitrali, niște geamuri foarte, foarte mari. Era într-o piațetă și lângă era un tanning salon, un salon de, de bronzat. <coughs> Mulțumesc! La salonul ăla de bronzat, mă rog, veneau diferiți oameni și colegii ăștia mei românași, erau, cred că vreo 5-6, eu încercam să le predic Evanghelia pentru că nu erau creștini. Lucram la mai ales cu un, un băiat, îl chema Cosmin, care era foarte atent la ceea ce îi spuneam eu din, din scripturi și dimineața vorbeam despre versete și eram foarte încântat de chestia asta. Într-o zi, stăteam la o discuție cu el și cu câțiva băieți și mă așezasem pe, pe, pe niște covoare, așa? cu spatele la geam. Pe geam se vedea exact salonul ăla de bronzat și la un moment dat, acolo veneau foarte multe mașini extrem de scumpe, cu femei foarte frumoase și care mergeau să se bronzeze. Și la un moment dat, băieții care erau așa, cu fața la mine, eu eram cu spatele, încep să spună, U, wow, uite-o pe aia, mm. Și toți s-au uitat să vadă pe geam cine era, mă rog, respectiva. Eu eram cu spatele și... eu de, de, de când m-am întors la Dumnezeu am, o, am făcut o decizie, nu mă uit după nimeni și după nimic, ok? În ceea ce privește sexul opus, nu mă interesează, sunt căsătorit, fericit, slăvi să fie domnul, nu mă interesează. E, în momentul când am ridicat privirea, l-am văzut pe Cosmin care nu se uita nici la ei, nu se uita nici la ea, ci se uita exact la mine. Și m-au urmărit cu privirea, ni s-au intersectat privirile și în momentul acela Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis ai o responsabilitate enormă atunci când predici să și trăiești ceea ce spui mi-am dat seama că orice i-aș fi predicat până în momentul respectiv ar fi făcut zob căzut la pământ dacă mă întorceam și eu, era o curiozitate absolut normală până la urmă, că ăștia erau toți acolo, parcă au văzut-o pe Gina Lolo Brigida. Mulți dintre voi nu știți cine e asta, că mi se pare că așa a murit acum la 90 ceva de ani. Da, înțelegeți ce spun. Deci era, poate era absolut normal ca să mă întorc, dar în momentul acela Dumnezeu mi-a dat har și este o lecție pe care am învățat-o și n-am să o uit niciodată. Înainte să predici, fii sigur că și trăiești. De ce? Pentru că oamenii sunt cu ochii pe tine. Vor să vadă uh, la ce te uiți, cum reacționezi. Dacă ceea ce spui și faci, asta este foarte important. Apostolul spune în Roman 12, vândem fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Vedeți? În vechiul legământ, sarea era necesară pentru toate jerfele, da? Și Domnul Iisus ia această imagistică din Vechiul Testament și o pune în Noul Testament, spunându ce niciilor și nouă, voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți cei care dați gust voi sunteți cei care prezervați societatea aceasta. Ucenicii trebuiau să dea gust societății. În Coloseni, în capitolul 4, Apostolul Pavel uh, asociază sarea cu înțelepciune. El spune, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare. Hmm. Ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Și acum, vrem să vedem exact ce înseamnă sare? Pentru că, vedeți, sare are niște proprietăți extraordinare și primul lucru la care mulți nu se gândesc este faptul că sarea dă valoare. Sarea dă valoare. Poate nu te-ai gândit la asta. În Levitic 2 zice că toate darurile de mâncare trebuie să fie sărate, să nu lipsească sarea. Da? Și pentru evreu, sare era foarte prețioasă. Noi tot auzim reclame acum. Pentru o viață sănătoasă, să evitați excesul de sare și de zahăr, nu? Mai este și de acolo, dar vorbim despre asta în altă zi. Și cumva, în mintea noastră contemporană, ne gândim că, bă, sare nu e așa de bună, parcă sarea asta te umflă, te. Iudeul nu gândea așa. Pentru evreu, sarea era foarte valoroasă. Nu de mult am vizitat. Cracovia și ghidul ne-a spus că majoritatea bisericilor catolice de acolo, ale antice, vechi, au fost ctitorite de un nobil polonez care avea niște cariere de sare și spunea pe vremea aceea, sarea era la fel de valoroasă ca aurul. Pentru că nu erau așa de multe cariere și sarea era foarte valoroasă în vremurile vechi. Sarea era prețuită ca aurul. De fapt și cuvântul salariu vine de la oamenii care își prim primeau remunerația lunară pentru muncă prin sare, salariu. De aici vine. Da? Deci pe vremea aceea sarea era numită aurul alb. Și totuși ce este interesant este că sarea amplifică gustul mâncării. nu e așa? Sunt de aici ăștia care își pun sare înainte să guste? Uh, asta e tot o chestie românească. Noi mâncăm cu multă sare. Uh, sarea ce face? Amplifică gustul, îi dă valoare mâncării. O face să, să, să aibă un gust deosebit. La fel, noi trebuie să ne întrebăm, fiecare dintre noi, dăm noi valoare oamenilor care sunt în jurul nostru? Aud, adăugăm noi valoare oamenilor sau îi punem jos? Vedeți? Nu ar trebui să avem, uh, nu ar trebui să avem în mintea noastră uh, acest gând că noi ar trebui neapărat să spunem oamenilor niște lucruri pe care noi le credem adevărate. Și nu ar trebui să așteptăm să avem influență dacă nu adăugăm valoare oamenilor din jurul nostru. Hristos întotdeauna avea un cuvânt bun pentru fiecare. Apostolul Pavel făcea la fel. Noi trebuie să adăugăm valoare relațiilor și oamenilor care sunt în jurul. Asta spune când, ne spune, când ne spune, voi trebuie să fiți sare, el de fapt spune, voi trebuie să adăugați valoare relațiilor voastre. Apoi, al doilea lucru, ce face sarea? Sarea prezervă. Da? Adică oprește alterarea. E foarte important asta. Și mulți se întreabă, băi, cât o mai ține lumea asta? Uite câtă răutate, uite ce se întâmplă, ce nenorociri. Cum de încă ține lumea asta? Și răspunsul este, îl găsim foarte clar în 2 Tesaloniceni. Apostolul Pavel scrie așa, că biserica este taina care ține în loc mânia lui Dumnezeu. El zice în 2 Tesalonicei, capitolul 2, așa, că taina fără de legii a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt este cel care locuiește în biserică, este cel care locuiește între credincioși și singurul care oprește taina fără de legii este Duhul Sfânt care încă este activ pe pământ. El este singurul care descoperă și care Cercetează inimile, care dovedește uh, lumea de păcat. Astfel, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și uh, mulți se întreabă Mam, de, ce, de ce Dumnezeu nu intervine, Duhul Sfânt este cel care prezervă societatea. Oamenii cu frica de Dumnezeu sunt cei care încă opresc o alterare absolut completă. Și apoi, evident, sarea ce face, sarea de gust. Despre asta este vorba. Amplifică mâncarea pe care o mâncăm. În Geneza 18, negocierea lui Avram cu Dumnezeu a adus numărul de persoane pentru Sodoma, despre asta este vorba, a adus numărul de persoane de la 50 la 10. Și unul din lucrurile care ies în evidență când citești foarte atent dialogul, negocierea între evreul Adam, Avram și Dumnezeu, este faptul că Avram ceea ce negociază este cantitatea de sare care era sau nu în Sodoma și în Gomora. El spune, Doamne, pentru 50 de oameni, Dumnezeu spune, nu, 40, nu, 30, 20 și ajunge până la 10. Da? Ceea ce spune Dumnezeu este că dacă nu voi găsi 10 oameni, înseamnă că Sodoma nu este bună de nimic și trebuie aruncată afară. Trebuie trebuie eliminată pentru că nu mai are gust. Da? Nu mai are absolut niciun, niciun gust. Așa că identitatea și valoarea sării stă în gust. Nu este mai importantă a avea, ci mai important este a fi. Dumnezeu ne-a scos din păcat și ne-a dat gust ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Însă ce mai face sarea foarte interesant? Sarea provoacă sete. Nu-i așa? Toți cei care ați băut moare știți lucrul ăsta? Sarea provoacă sete. Cu alte cuvinte, noi dacă suntem sare, noi trebuie să provocăm sete după Dumnezeu a celor care sunt în jurul nostru. Sarea, sarea asta face, provoacă sete. Dacă tu vei fi sare pentru cei din jurul tău, tu vei, le vei provoca o sete. Și vor pune, când se uită la tine, oamenii din jurul tău își vor pune niște întrebări existențiale. Cum are ea pace în momentul ăsta când a, a picat și același examen cu mine. Cum are părintele ăsta pace când copilul este bolnav? Ce se întâmplă? Felul, că, felul, acesta al sării de a provoca setea trebuie să se reflecte și în viețile noastre. Oamenii care simt nevoia de Dumnezeu vor avea sete după dragoste, da? Și se vor uita la tine. Hristos ce spune în fericire? Zice, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați, săturați. Cineva zicea, nu poți să-l obligi pe cal să bea apă, dar poți să-l faci să fie sete. Mulți încercăm să, nu știu, să-i întoarcem pe oameni la, Dumnezeu, ne forțăm, facem tot ce putem noi și n ai cum, omul are liber arbitru. Nu poți să-l faci să bea apă, dar poți să-l faci să-i fie sete? Prin viața ta, prin exemplul tău, poți să îl ajuți pe om să-și pună niște întrebări existențiale. Viața ta trebuie să fie și viața noastră a tuturor trebuie să fie atât de molipsitoare încât oamenii să-și dorească să aibă aceleași valori ca noi. Așa că trebuie să fii sare și trebuie să fiu sare. Cum ai să spui bun, trebuie să fiu, dar cum trebuie? Vedeți, o greșeală pe care noi o facem, și cred că ă, ă, chestiunea asta nu a fost corect administrată de-a lungul timpului. Cumva ne gândim că noi, noi știm că avem adevărul suprem și este adevărat, Biblia este adevărul suprem, Hristos este adevărul suprem, cumva noi credem că noi trebuie să câștigăm toate argumentele. În mintea noastră. Noi zicem, da, noi știm adevărul, trebuie să câștigăm toate argumentele și încercăm să ne luptăm cu, cu majoritatea oamenilor din jurul nostru și să încercăm să câștigăm toate argumentele. Dar scopul nu este acela de a câștiga argumentul, ci de a câștiga persoana. Te-ai gândit la asta? Cu adevărul tău tu poți să îl îndepărtezi pe om de Dumnezeu. Pentru că dacă nu este spus în dragoste, adevărul poate să rănească foarte tare. Așa că un lucru care mă ghidează pe mine și m-aș bucura ca și pe tine, este că persoana este întotdeauna mai importantă. Da, putem pierde ceva bătălii, dar nu trebuie să pierdem războiul. Mai important pentru mine este ca persoana respectivă să câștige încredere. Să-și să dorească să continuă dialogul cu mine. Pentru că să vă spun ceva, lumea asta este atât de căzută și fără Dumnezeu omul nu poate găsi împlinire. Mai devreme sau mai târziu persoana respectivă va fi nefericită și va veni la tine să te întrebe, dar tu de unde ai pacea asta în inimă? Tu cum reușești să fii așa de liniștită sau de, de calm? Și atunci este momentul când trebuie să să Fii sare. Când trebuie, vedeți, nu la toate mâncărurile se, pun, se, se pune sare. Uh, mai este vorba, aia românească, sare pe rană. Ce conotație are? Sarea se pune acolo unde când nu trebuie sau cum nu trebuie, nu-i așa? Sare pe rană, aia doare, aia nu ajută deloc. Trebuie să folosești sarea la momentul oportun. Uh, Vorbeam acum câteva săptămâni cu, cu, cu Dennis Harris, care este pastorul de outreach la Church of the Highlands din Birmingham, Alabama, o biserică foarte importantă uh, la momentul actual în Statele Unite, cred că după Life Church, ăștia care au aplicația Bible. Craig Rochelle este a doua biserică ca și creștere în Statele Unite și Dennis Harris este cel care se ocupă de misiune și de este un este un unul dintre mai buni instructori pentru outreach și el povestea cum a cum a reușit el să, să fie țare în momentul oportun. Ei au o echipă de disaster response, adică în clipa când se întâmplă un uragan sau o tornadă, au 12 pick-up astea. Um, și drujbe și o echipă de oameni care merg și curăță grădinile sau proprietățile uh, a oamenilor care au fost loviți de, de furtună. Uh, în Statele Unite, ca, dacă un copac de ăsta secular mare scade în grădină, pentru a-l scoate, să-l să iei de acolo, costă în jur de 10.000 de dolari. 10.000 de dolari un singur copac. Și au zis că a venit o furtună de asta mare și la un moment dat, într-o gospodărie au căzut 17 copaci. proprietarul era un tirist, de ăsta pensionar, foarte mare, așa, și stătea la masă cu nevastă-sa și se gândeau să ia un împrumut în bancă pentru a lua copacii de acolo. Gândiți-vă, 17 copaci, o 10.000 de dolari, o ah, grămadă de bani. Oamenii erau desperați, erau pensionari și se întrebau ce să facă. Luăm un împrumutat în bancă? Cum luăm noi copacii ăștia? Gospodăria era absolut nenorocită. Și Denis povestește că s-a dus, a sunat la ei la ușă, aflat după asta, că este stăteau la masă și discutau asta, suna la ei la ușă și ies ăsta mare în, în statul Alabama, pentru cei care nu știți, The Bible Belt, acolo, Uh, toți oamenii când ies la ușă au ceva, pistoale, mitraliere pe la ei, că nu știi cine bate la ușă acolo. Vă spun că am trăit printre ei, toți au pistoale la brâu. Omul iese și spune, da, care-i treaba, poftiți. Și Denis îi spune, nu vă supărați, am văzut că v-au căzut ceva copaci. Da, e adevărat. Nu vreți să vii luăm noi. Și spune, cum puteți? El era singur acolo, deci cum puteți voi? Zice, da, nu, nu, vă faceți probleme. Noi putem să vă ajutăm să luăm copacii de aici, numai să ne dați permisiunea. Și să îi spune, da, ok, dar cât mă costă, că n-am bani. Să spune, nu vă costă nimic. Și tiristul zice așa, ca proprietarul se uită la el și spune așa, mai mult în râs. și ai, dacă vrei. Dar nu s-a așteptat de niciun fel să se întâmple nimic. Deni spune una pe telefon, sună echipa, vin mașinile, pornesc drujbele, povestea, Eram 150 de păstori undeva în Târgu Mureș și povestea că uh, uh, în patru ore au curățat complet. O zi, bă, dar eram specialiști, suntem specialiști la asta. Am făcut o treabă excepțională. Am curățat copaci, am luat lemnul, am greblat, am măturat. O zi, a zis că după patru ore bătrânii stăteau acolo în fața casei și plângeau. Și ăsta mare, teristul ăsta, uh, plângea de era udă cămașă. Și pe aceea spune domnilor, nu vă supărați. Dar de ce ați făcut lucrul ăsta? Și atunci Denis spune, bingo, a sosit momentul. Ăsta era momentul. Vă spun ceva, dacă suna la, la, la ăsta la, la ușă, în criza respectivă, și spunea, do you know Jesus Christ? Singurul lucru care l-auzea era, -i -i. Și să vă spun ceva, în criza în care era, omul nu avea nevoie de asta. Om avea nevoie ca cineva să-i rezolve problema. Denis ce a făcut cu echipa lui? A fost sare și a așteptat momentul potrivit. În momentul când omul a întrebat de ce ați făcut lucrul ăsta pe gratis, atunci Denis a spus pentru că Domnul Iisus ne-a trimis să spunem că te iubește. Și el a spus printre lacrimi bătrânul ăsta pe mine, eu sunt păcătos, toată viața mea am trăit departe de el. Ce treabă are Dumnezeu cu mine? Și a spus, da, Dumnezeu m-a trimis să spun că El a trimis pe Isus și a murit la cruce și pentru păcatul tău. Și s-a rugat acolo cu Denis, Denis cu omul respectiv și omul și-a predat viața lui Dumnezeu. Asta este modalitatea de a fi sare când trebuie. Vezi, noi toți spunem că lucrăm cu Duhul Sfânt și că Duhul Sfânt ne inspiră și venim la biserică și vorbim aici în limbi, strigăm, Aleluia, slăvit să fie Domnul, dar ne lipsește câteodată înțelepciunea. Câteodată suntem sare în ochi sau sare pe rană. Atâtea de multe versete știm și știm cum să condamnăm și să arătăm oamenilor că trăiesc în păcat. Hai să vă spun ceva, oamenii știu că trăiesc în păcat. Pavel spune în roman că conștiința lor le spune, chiar dacă la unii e foarte slabă, ei știu. Primul lucru care trebuie să-l faci atunci când ești sare, trebuie să aștepți momentul potrivit. Trebuie să aștepți momentul potrivit. Și apoi trebuie să fii sare cât trebuie. Veți, deci, în dorința noastră de a fi distinți, putem judeca și moraliza foarte ușor. Asta este o metiahă noastră, dacă vreți. Moralizăm foarte ușor, considerând scriptura ca armă, am încărcat un verset, Puff, gata, l-am împușcat. E mort. Căci în păcat a zămislit mama ta, pa, gata, l-am omorât. Mai încărcăm alt glonț. Căci toți au păcătuit și sunt lipsit de slavă lui Dumnezeu, pa, gata, și pe ăsta l-am omorât. Da? Și ce facem? Pentru că considerăm scriptura ca o armă, lăsăm frica de, 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 de că noi nu înțelegem unele lucruri sau vrem foarte mult să fim diferiți și reacțiile noastre de multe ori sunt neplăcute și pline de prejudecăți. Hai să vă spun ceva. Nu e ușor să fii sare. Eficientă. Dar este posibil. Și când am înțeles, de fapt, compoziția, chimica serii. Atunci mi-am dat seama de fapt ce a vrut să spună Hristos. Vedeți, majoritatea de aici sunteți umblați pe la școală, ați studiat chimia, dar vă promit că nu vă complic prea mult viața. Sodiul este un element foarte activ, găsit în multe forme combinate. Sodiul are uh, natural, el se leagă de alte elemente, se agață de ele. Asta e sodiu. Clorura este un gaz otrăvitor care albește și are un miros urât. De asta clorul are un miros foarte greu. Când sodiul cu clorura se unesc, se întâlnesc, țineți minte ce face sodiu? El se lipește. Când se lipește de clorură, iese clorura de sodiu. Adică, spuneți voi, sarea, fără de care mâncarea nu are gust. E bine, dragostea și adevărul, pot fi exact cum este sodiul cu clorura. Dragostea este sodiul care se lipește uh, blind, așa, fără să... de ce prinde. Da? Dragostea, fără adevăr, are tendința să creeze multe minciuni. Ați auzit sloganul ăsta? Love is love? Ha? Da, ați auzit voi, da? E cu ăla cu multe culori, cu curcubeie. Love is love. Da, ăla e sodiu fără colorură. Să lipește de toate, are tendința să fie oarbă, da? să se lipească de absolut orice. Dragostea fără adevăr este irresponsabilă, oarbă și gata să se amestece cu o mulțime de minciune. Atenție foarte mare. De partea cealaltă, în schimb, adevărul are tendința, dacă nu este cu dragostea împreună, are tendința să fie un gaz otrăvitor, repulsiv. Da? Creștinia care este foarte. merg așa pe un, un cal de ăsta alb și parcă zici că pe ei sunt tangibili și judecă în dreapta și stânga, da? Ăsta este adevărul care nu este însoțit de dragoste. Vedeți, întotdeauna în scriptură suntem sfătuiți să spunem adevărul cum? Spuneți voi. Mm, pentru că dacă îl spui fără dragoste, este ca un gaz otrăvitor, da? Însă când adevărul și dragostea sunt combinate, în cazul unui individ sau unei biserici, avem clorura de sodiu, ceea ce Iisus a spus, voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți sarea pământului. Nu știu dacă v-ați întrebat de ce sarea pământului și nu sarea mării sau a, a stelelor. Pentru că pământul cu oamenii trebuie răscumpărat. Și dacă mergem înapoi cu mintea la Levitic, capitolul 2, capitolul ăla peste care trecem de multe ori cu schep. Acolo sunt adresate jerfele, darurile de mâncare, despre care Dumnezeu spune că întotdeauna trebuiau să fie sărate, adăugată sare. Sarea să nu lipsească niciodată pe darurile voastre de mâncare. Și Iisus preia ideea aceasta și spune așa, darurile sunt oamenii care sunt aduși la Hristos. Voi sunteți sarea care nu trebuie să lipsească. Felul vostru de a fi. Adevărul spus și demonstrat în dragoste. Este ceea ce îi sărează, ceea ce îi aduce, îi atrage la Hristos. Numai așa putem păstra și oferi frumusețea credinței noastre. Să fii sarea pământului înseamnă să fii dragostea lui Dumnezeu întrupată. Ceea ce a fost Hristos. Ceea ce a fost Hristos. Uitați-vă la Hristos, uitați-vă la Domnul nostru. Niciodată nu a început să-i certe pe păcătoși, ci i-a vindecat. I-a eliberat, i-a iertat și da, la sfârșit le-a spus, du-te și să nu mai păcătuiești, să nu se întâmple ceva mai rău. Singurii pe care i-a certat Hristos au fost farisei și cărturarii, fățarnicii care se dădeau drept alții. Voi sunteți sarea pământului. Cum? Practic? Păi, Petru, îmi, par, îmi, par, îmi place foarte mult de Petru. Ăsta era foarte pragmatic. Dacă veți citi Evanghelia lui Marcu, care de fapt e Petru, ce e a dictat lui Marcu, vă găsi găsit tot timpul și după aia și atunci și este tot timpul un fil de acțiune. Da? Dar Petru este foarte pragmatic. Și când Petru îi dictează lui Marcu despre cum trebuie să fim noi, ceea ce a spus Hristos spune așa, sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Da? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Când îți pierzi puterea de a săra, pierzi sodiul, adică îți pierzi dragostea. Când nu mai iubești oamenii, degeaba ai adevărul, pentru că atunci tu jignești și ofensezi pe oamenii. De ce societatea este așa de coruptă? Pentru că creștinii și-au pierdut, și pierdut dragostea, și-au pierdut sodiul. Creștinii, în marea lor majoritate, judecă, ofensează și au uitat că prima noastră chemare și singura putere a bisericii este puterea dragostei. Puterea dragostei. Asta este cea mai mare putere și singura putere pe care noi o avem. Societatea este coruptă pentru că creștinii au început să nu mai aibă gust. Verbul tradus acolo. Ați pierde gustul, uh, se poate traduce cu foolish sau își pierde esența. Nu mai este bun la nimic, este, este absolut fără niciun folos. Dragostea este sodiul, adevărul este clorura, clorura de sodiu este sare, altfel este dezastru. Sare este cea care dă gust, nu trebuie turnată pe rană sau aruncată în ochi, ea dă gust și farmec. Și astăzi trebuie să te întrebi împreună cu mine, ești tu sare? Poate ai auzit mesajul și simți că nu ești sărat și te întrebi oare când o să ajung și eu cum trebuie. Astăzi vreau să iei o decizie fermă pentru Hristos. Și să spun că singura modalitate de a fi cu adevărat împlinit pe pământul ăsta, indiferent de vârsta care o ai, de pregătirea care o ai, singura, singura modalitate de a fi împlinit este să fii sare. Ca să iubești așa cum a iubit Isus Hristos. În Geneza 19, majoritatea am citit povestea asta, povestirea asta. Se vorbește despre faptul că îngerii, după ce au negociat cu Avram, se duc în Sodoma și îl întâlnesc la poarta cetății pe lot. Și spun, acum, în seara asta, trebuie să iei soția, să-ți iei fiicele, să-ți iei familia și să ieși afară. Pentru că a venit. Pedeapsa lui Dumnezeu peste Sodoma. Și ceea ce, după, după o seară foarte interesantă, știți foarte bine ce s-a întâmplat acolo, i-a lovit cu orbire, nu mai găseau ușa, în sfârșit îngerii îi scot afară pe lot pe nevastă sa și doar două fete. Și le spune ceva foarte clar, spune așa, va, va curge din cer foc și pucioasă peste Sodoma și Gomora. voi să nu-i vă uitați înapoi. Pentru că în clipa când vă veți uita înapoi, cu siguranță veți muri. Și spune, fugiți, pentru că vine pedeapsa peste Sodoma. Lot a fugit, fiicele lui erau aproape, dar soția lui s-a uitat înapoi și s-a transformat într-un stâlp de sare. S-a întors și a văzut tot ce a văzut, a văzut sulful care cădea, distrugerea care a căzut peste Sodoma, peste ceea ce iubea ea, peste lumea aceasta și a fost transformată într-un stâlp de sare care a mistuit-o. În ebraică, cuvintele a privi înapoi înseamnă mai mult decât a privi peste umăr, înseamnă a lua în considerare, a acorda atenție. Acum, scripturile nu spun de ce a murit ea, că a regretat viața sau că um, cumva avea reticență să plece de acasă, de acolo de la ea, că s-a, nu știu, s-a identificat prea mult cu orașul, cu cultura sodomită, nu știm exact. Ce -și este clar este că a murit fiindcă n-a ascultat porunca lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune în Efeseni să ne dezlipim de păcat, de eul vechi și să, să fim așa cum vrea Dumnezeu, să fim reînnoiți, să ne îmbrăcăm cu un nouă sine care este asemănătorul lui Dumnezeu. Și în un Ioan, apostolul iubirii Ioan spune că păcatul voit și deliberat poate duce la moarte. Vedeți, soția lui Lot n-a putut accepta ceea ce a făcut Dumnezeu. Ceea ce a ales să prețuiască în inima ei a condus-o la păcat și a dus-o la moarte. Și a devenit un stâlp de sare care veghea și se uita la distrugerea pământului. Ea stătea și se uita la distrugere. Biblia spune că odată vom sta înaintea lui Dumnezeu. Și e foarte interesant că dacă vedeți în Biblie oamenii cei mai sfinți au căzut cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. În Apocalipsa, Ioan cel care stătea la pieptul lui Isus zice când l-am văzut am căzut mort la pământ și el a trebuit să mă ridice. Ok? So, în cer când vom ajunge, singura modalitate ca să stăm în picioare este dacă suntem pe numele Lui. Dacă trăim prin puterea lui Dumnezeu. Sunt mulți cu care vorbesc și unii îmi spun, oh, când o să ajung eu în cer, am să stau înaintea lui Dumnezeu și am să-i spun, de ce ai făcut aia? Am să le eu la întrebări. Și zic, omule, tu nu înțelegi ce spui. Înaintea lui nimeni nu poate să stea în picioare. Înaintea lui nimeni nu poate să deschidă gura. Înaintea lui nimeni, nimeni nu poate să lea la întrebări pe Dumnezeu. Asta spune și eu. nu? Atunci vom sta în picioare ca martori la ceea ce a făcut El în viața noastră. Și îmi place foarte mult gândul acesta. Că noi nu avem ce să-i aducem lui Dumnezeu daruri. Nu ce, ce să-i dau eu lui Dumnezeu. Și lui Dumnezeu nu-i trebuie jerfele mele, lui Dumnezeu nu-i trebuie nimic de pe pământul ăsta, pentru că Domnul este pământul cu tot ce este pe el. Însă, fii atent la gândul acesta. Dacă atunci când voi sta în picioare în fața lui, pentru că sunt doar două alternative, stăp de sare, mort, martor al distrugerii pământului, ca soția lui Lot. Sau să stau în picioare înaintea lui prin puterea lui Hristos care m-a mântuit și să-i spun, Doamne, de pe pământul ăsta n-am ce darul să-ți dau. Dar știți ce prețuiește mai mult Dumnezeu pe pământ? Come on, am 3 cu 16. Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu ce? Lumea. Dumnezeu prețuiește sufletele. Să spui, Doamne, uite, ți-l aduc cadou. Tu l-ai câștigat, dar prin mine. Uite, ți-l aduc cadou și ți-o mai aduc și pe Maria. Și pe Nicu, ăsta a fost în pățănătare. Ăsta, cu ăsta am lucrat. Da, uite, uite, ți-l dau. Uite, ăsta, ăsta este darul meu pentru tine. Și atunci tatăl se va bucura. Pentru că prin tine oamenii s-au întors la Dumnezeu, dar nu se poate fără dragoste. Nu se poate nici fără adevăr, ci numai am două combinate împreună. Asta este sarea Pământului. Și în seara aceasta, ce Dumnezeu vrea de la noi, cred din toată inima, este să înțelegem că legământul veșnic este, este numit un legământ de sare care are îmbinat și dragostea și adevărul nu se poate una fără cealaltă degeaba îl iubești pe unul dacă nu îi spui adevărul că îl, îl bagi în ceață mai tare degeaba îi spui numai adevărul pe care tu îl știi dacă nu o -și, și dragoste omul trebuie să se simtă iubit ca să apreciezi și să creadă ce îi spui tu așa că în seara asta aș vrea să stăm toți ridicați înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea mult să ne gândim la sară și să spunem, Doamne, noi nu vrem să fim martorii distrugerii acestui pământ. Nu știu care dintre voi vrea să fie aici și să documenteze chestia aia. Eu, planul meu e să fiu plecat de acolo. Mai este cineva ca mine? Vreau să fiu plecat când vine distrugerea. Nu vreau, nu mă mai uit înapoi, nu mă interesează. Martorii lui Jehova cred că ei vor moșteni pământul. Eu le-am zis, luați și casa și mașinile, luați tot ce am eu, tot, luați tot. Vă scriu, vă scriu și un act dacă trebuie, dar când, când a venit sfârșitul, luați voi tot, băieți. moșteniți pe toate. Pe mine nu mă interesează pământul ăsta. Tu ești la fel ca mine? Pe mine mă interesează împărăția lui Dumnezeu. Pentru că vine o vreme când cerul va fi făcut ca un sol, pământul va arde cu tot ce este pe el și vine un cer nou și un pământ nou și noi trebuie să fim martorii... Martorii... Lui Hristos pe pământ. Și asta e singura modalitate de a fi și de a face lucrul ăsta. Modalitatea cea mai importantă este să fii sare. Să fii sare. Poate să spui, da, eu nu, nu sunt cum trebuie. Spui acolo niște lucruri care mă depășesc complet. Ascultă-mă bine, totul începe cu primul pas. Și primul pas este credința în Isus. Am vrea ca toți să plecăm capul și să închidem ochii. Înainte să cântăm, să lăudăm pe Dumnezeu, vrem să facem o rugăciune specială. Știu că sunt aici tineri care s-au uitat la ce nu trebuie, au vorbit ce nu trebuie, au gândit ce nu trebuie, n-au fost sare. Și pentru ei astăzi vreau să le spun din partea lui Dumnezeu Isus Hristos a stat pe cruce pentru păcatul acela. Tot ce trebuie să faci în seara aceasta, să spui din toată inima ta, acum, în gând, să repezi după mine: Doamne Iisuse, îmi pare rău pentru păcatul meu. Am crezut că mai lepădat am crezut că ești gata să mă pedepsești. Dar acum înțeleg, Doamne, că la cruce ai purtat și păcatul meu. Acum înțeleg că pentru lucrurile rele pe care le-am gândit, le-am spus, le-am făcut, tu ai stat pironit pe cruce. Și astăzi cred că ești Domnul și Salvatorul vieții mele. Dată în numele Lui Isus, iartă-mă, restaurează-mă, fă -mă să fiu un om nou. Haleluia, Duhule Sfinte, treci de la inimă la inimă. Și pe cei care nu sunt sare, Doamne, acum în seara aceasta, fă să fie după chipul și asemănarea Fiului Tău. Iisuse, ești minunat, te iubim, ești Domnul, ești Dumnezeul nostru. Și de astăzi, ca oameni noi, vom fi așa cum Tu vrei să fim. Lăudăm numele Tău, binecuvântăm numele Tău, Tată, ne-am rugat în numele Lui Iisus, prin Duhul Sfânt și toți cei care cred să spună amin și aleluia. Slăviți să fie Domnul, da slavă Domnului!